Tânărul de 14 ani trecea strada pentru a merge la un magazin non-stop. Acesta era împreună cu prietenul său mai mare decât el, care rămăsese la aproximativ un metru în spate. Un șofer neatent a venit cu viteză și l-a lovit puternic pe minor. Prietenul victimei a povestit că șoferul vinovat nu a apăsat deloc frâna în momentul în care i-a văzut pe cei doi pe trecere. Măsurătorile arată faptul că băiatul a fost aruncat prin aer aproximativ 33 de metri. Un tânăr de 14 ani a fost acroșat de un autoturism în timp ce traversa drumul național 66 Bumbești-Jiu pe trecerea de pietoni. În cauză, polițiștii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă. Copilul a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Starea băiatului este critică. După ce a ajuns la unitatea de primiri urgențe din municipiul Târgu Jiu, medicii au decis să fie transportat de urgență la un spital din Craiova. Acesta este în comă, iar cadrele medicale sunt rezervate în ceea ce privește șansele sale de supraviețuire.